Bună ziua, sunt Cătălin Gorea și vă invit la News Show. Iată câteva dintre subiectele pe care le vom aborda în această ediție. Ion Ceban a câștigat din primul tur primăria Chișinău, dar nu are majoritatea și în Consiliul Municipal. Partidul lui Ceban și pasul de la guvernare vor avea în CMC un număr egal de consilieri. O nouă lovitură pe imagine pentru securitatea aeroportului. Un azer coborât aseară din avion a reușit să intre în țară după ce poliția de frontieră l-a însoțit în zona neutră pentru documentare suplimentară. Poliția cere ajutorul cetățenilor în localizarea bărbatului de 38 de ani. Rușii au țintit noaptea trecută cu o rachetă în centrul orașului Odessa. 8 oameni au fost răniți, iar muzeul de artă, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, a fost avariat. Ion Ceban câștigă al doilea mandat de primar al municipiului Chișinău din primul tur. După înmararea tuturor proceselor verbale, candidatul MAN a obținut 50,52% din voturile chișinăuienilor, devansându-l cu peste 20% pe candidatul PAS Lilian Carp. Acesta a obținut 28,23% din voturi. Rezultatele sunt deocamdată preliminare și urmează să fie validate de Comisia Electorală Centrală. Numărătoarea voturilor din Chișinău a fost finalizată în această dimineață. După prelucrarea tuturor celor 305 procese verbale, învingător iese candidatul MAN, Ion Ceban. Pentru acesta au votat 50,6% din electorat, sau mai exact 132.802 alegători. Pe locul 2 este candidatul PAS, Lilian Carp. Acesta a obținut 28,2% din voturi, adică 74.074. Ceilalți 25 de candidați înscriși în cursa pentru Chișinău au acumulat mai puțin de 5% din sufragii. În schimb, pentru Consiliul Municipal Chișinău, rezultatele sunt mult mai strânse. Datele arată că și aici cel mai bun scor a fost obținut de Mișcarea Alternativă Națională, cu 33,1% din voturi, doar că aici pasul este la o distanță mult mai mică, obținând 32,8% din voturi. Astfel, diferența între cele două formațiuni este de numai 548 de sufragii. Asta înseamnă că atât MAN cât și PAS vor avea câte 20 de consilieri municipali. Alte 6 mandate în CMC îi revin Partidului Socialiștilor, 2 merg la Partidul Comuniștilor și câte unul la Partidul Renaștere, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr și Partidul Nostru. Precizăm că prezența la secțiile de votare în municipiul Chișinău a fost de peste 41%, la urne prezentându-se în total 323.215 alegători. Cifra este mai mare față de primul tur al scrutinului local din 2019, când la urne s-au prezentat în jur de 36% din persoanele cu drept de vot. În aceste momente, Ion Ceban susține o conferință de presă. El a scris mai devreme într-o postare că oamenii lui au asistat toată noaptea la calcularea voturilor. Să urmărim împreună declarațiile. Pentru că acel rezultat pe care îl avem împreună este cu certitudine o victorie, dar e și o responsabilitate mare. Asta vom discuta cu fiecare. Astăzi deja am vorbit cu doi dintre viceprimari. Am vorbit despre sezonul de iarnă, cum merg pregătirile, am punctat unele accente care trebuie să fie făcute, am vorbit despre buget și despre prioritățile imediate pentru anul următor. Vreau să-i asigur pe toți cei care, într-o formulă sau alta, s-au interesat de situația financiară a municipiului. Astăzi în conturi avem aproape 300 de milioane lei, ceea ce este un indicator extraordinar de bun în aceste condiții destul de complicate. Vreau încă o dată să mulțumesc fiecărui care a fost la secția de votare, pentru că am avut și mișmașuri organizate în mod intenționat în aceste circumstanțe. Toate aceste lucruri au fost documentate. La fiecare secție de votare, unde am avut tentative de fraudare a alegerilor, toate aceste materiale sunt probatorii, inclusiv pe partea de video și partea de contestații. Vor fi transmise misiunilor de observare internaționale și organelor abilitate de la Chișinău. Vreau sincer să mulțumesc familiei mele, soției mele pentru răbdare, pentru că în această perioadă practic nu am fost, deși ar fi fost foarte frumos să fiu cât mai mult prezent în cont de situația în care ne aflăm în aceste zile și în această perioadă. Vreau din suflet să vă mulțumesc dumneavoastră că ați reflectat
ce ați putut reflecta din activitățile noastre. Reiterez, au fost mii de întâlniri, nu doar ne-am întâlnit aici, dar în teren cu fiecare dintre dumneavoastră, fiecare locuitor a municipiului Chișinău, și vreau să vă încurajez că în continuare vom fi foarte transparenți. MAN și eu personal am făcut o campanie curată, o campanie corectă, eu zic o campanie pentru prima oară în istoria Republicii Moldova, în care marea majoritate a oamenilor au votat pentru, nu împotrivă la cineva sau ceva. Eu vă mulțumesc din suflet și vreau să vă asigur că voi continua împreună cu echipa să dezvoltăm Chișinău împreună cu locuitorii municipiului Chișinău. Vă mulțumim pentru toate sugestiile și vă mulțumim foarte mult pentru încrederea acordată. Continuăm cu alte știri. Transportarea organizată a legăturilor, agitație electorală în ziua alegerilor și nesigilarea urnelor de vot sunt doar o parte din încălcările înregistrate pe întreg teritoriul țării în ziua scrutinului electoral de ieri. Informațiile au fost prezentate de directorul Promolex, Nicolae Panfil. Avem 13 cazuri în care am văzut diverse materiale de la afișaj, panouri electorale, toate acestea fie în secție de votare sau în raza secției de votare. De asemenea, am avut 10 cazuri când accesul observatorilor a fost restricționat sau obstrucționat în procesul de observare liberă. Au fost și 16 cazuri când urnele de vot nu au fost sigilate potrivit procedurilor legale sau ulterior au fost rupte, deteriorate. 58 de cazuri de prezență nejustificată a persoanelor neautorizate în incintă sau în raza secției de votare. 128 de cazuri de fotografiere a buletinilor de vot sau alte încălcări ale secretului votului. De asemenea, 5 cazuri când buletinile nerepartizate membrilor biroului electoral nu erau păstrate într-un safeu sau în dulap, așa cum prevăd legislația și regulamentele Comisiei Electorale Centrale. De asemenea, în 7 cazuri am constatat diverse zvonuri, tentative sau situații de recompense materiale sau bănești oferite alegătorilor, precum și în 22 de cazuri am văzut agitație electorală sau chiar PR negru, iarăși în secție de votare sau în preajma acestora. Cu referință la transportarea organizată a alegătorilor, am avut constatate 7 cazuri, iar întreruperea procesului de filmare a operațiunilor electorale a fost constatată în 71 de cazuri. Și aici aș vrea să fac un scurt comentariu, pentru că, într-adevăr, este un număr foarte mare de cazuri și, deși pare a fi o procedură tehnică, dar iată, această procedură tehnică sporește cumva nejustificat, să spunem așa, numărul de incidente, pentru că am observat din scrutinile precedente că ulterior nu se apela la aceste înregistrări video pentru a verifica anumite situații și așa mai departe. Cu privire la diverse acte de violență sau intimidare a alegătorilor sau altor persoane, noi am constatat 13 cazuri. De asemenea, au fost și 55 de cazuri constatate de diverse deficiențe în funcționarea sistemului informațional automatizat de stat alegeri, precum și 88 de cazuri de deficiențe în listele electorale. Și aici au fost acele discrepanții de adrese sau alegători decedați sau semnături în locul altor persoane care au fost identificate. 128 de cazuri de votare nejustificată în grup. Deci am vorbit ieri pe parcursul întregii zile alegerilor despre acest fenomen. Este una din situațiile cu ponderea cea mai mare care am observat-o. Și 3 cazuri de încetare sau suspendare nejustificată a votării în secție de votare. Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de primar al orașului Urhei, Sergiu Stanciu, spune că va contesta alegerile din localitate, întrucât acestea ar fi fost fraudate. Stanciu a scris pe pagina sa de Facebook că au documentat mai multe cazuri și au depus sesizări la Comisia Electorală Centrală, Poliție și că au suficiente dovezi și argumente pentru ca acești concurenți să fie eliminați din cursă. Conform rezultatelor finale preliminare, jurnalista Tatiana Cociu, reprezentanta Partidului Forța Alternativă de Salvare a Moldovei, susținută de fugarul Ilan Jor, a învins la Orhei cu 57,59%. Pe locul 2 s-a clasat candidatul PAS Sergiu Stanciu cu 17% din sufragii.
După închiderea secțiilor de vot, cea mai mare forfotă a fost ieri la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate. Odată cu primele rezultate, la staful PAS au venit oaspeți nepoftiți. Aceștia purtau geci cu inscripția Șansă pentru Moldova și au scandat lozinci împotriva guvernării. Igor Crosu susține că provocarea a fost organizată de o grupare criminală, lăsând să se înțeleagă faptul că este vorba de oamenii lui Lanșor. Pentru a reduce din impactul scandalagiilor, câțiva simpatizanți PAS au inclus muzica la maxim, lăsând impresia că sărbătoresc victoria. Protestatarii au lăsat să se înțeleagă că sunt nemulțumiți în primul rând de decizia autorităților de a exclude din cursa electorală candidații Partidului Șansă. Suntem de acord cu aceste alegeri care au fost astăzi. Aceasta este o rușine împotriva cetățenilor Republicii Moldova. Joc de popor, ne-a luat voturile, nu a avut drept în ultima zi. Беспределу нас в республике, беспредел со стороны власти. Вы не согласны? Какой повод у вас? Беспредел. Потому что снимают партии, когда уже идут выборы, когда уже последний день они снимают партию. Где это видано? Протестele au început încă în timpul conferinței de presă susținută de liderii PAS. Rugat să comenteze situația, Igor Grosu a declarat că... Ce să vă zic, fac parte din arsenalul acestei grupări criminale organizate. Acum că n-a avut curajul liderul lor să vină aici, asta e altă chestie. Îmi pare rău, oameni plătiți, dar până la urmă, mă rog, face parte din exercițiu electoral. Spre miezul nopții, protestatarii au strâns microfoanele și boxele și s-au retras. După amiaza zilei de ieri, în fața sediului Partidului Acțiune și Solidaritate din Chișinău au fost instalate mai multe mese, corturi, dar și o zonă special amenajată pentru presa. De acolo, membrii și susținătorii PAS, dar și unii reprezentanți mass media au urmărit rezultatele alegerilor locale generale. La sediu a fost prezent pentru câteva ore și premierul Republicii Moldova, Dorin Recean. O nouă alertă la aeroportul internațional Chișinău. Forțele de ordine sunt puse pe jar după ce un bărbat din Azerbaijan a fugit de pe aeroport. Potrivit poliției, străinul a evadat din zona sterilă după ce a primit refuz de intrare în țară. Bărbatul în vârstă de 38 de ani a sosit ieri în Republica Moldova cu o cursă din Turcia. După ce a primit refuzul de a intra pe teritoriul țării noastre, a dispărut fără urmă. La această etapă, poliția de frontieră refuză să spună care a fost motivul aplicării interdicției. În comunicatul poliției se menționează doar că a fost emisă o orientare pe numele unui cetățean al Azerbaijanului, care în mod ilegal a părăsit teritoriul aeroportului internațional Chișinău. Poliția mai precizează că împreună cu alte subdiviziuni ale Ministerului de Interne întreprind toate măsurile de căutare și de reținere a persoanei. Amintim că la sfârșitul lunii iunie un polițist de frontieră și un angajat din securitatea aeroportuară au fost uciși în aeroport când un individ din Tajikistan, căruia i s-a interzis intrarea în Republica Moldova, a luat arma de la primul și a tras mai multe gloanțe. Agresorul a fost neutralizat și încătușat de trupele speciale. Acesta era căutat de autoritățile din țara natală pentru participarea la răpirea unui bancher. Accident fatal în apropierea orașului Râșcani. O femeie de 29 de ani a decedat după ce a fost lovită de o mașină. Potrivit poliției, tânăra trecea strada neregulamentar, iar din cauza vizibilității redusă pe timp de noapte, șoferul unui Opel nu a observat-o. Din cauza traumatismelor grave, victima a decedat până la venirea ambulanței. Bărbatul de 39 de ani de la volanul mașinii a fost testat la alcoolemie, iar rezultatul a arătat că acesta nu consumase alcool înainte de a se porni la drum. Poliția investighează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Accident grav și în capitală, o tânără de 19 ani a fost transportată la spital după ce a fost trivită între două automobile. Potrivit poliției, impactul s-a produs în jurul orei 8 dimineața pe strada Bănulescu-Bodoni. În accident au fost implicate trei automobile, o mașină de model Skoda și una de model Toyota s-au lovit. Drept urmare, Toyota a fost proiectată într-un alt automobil care era parcat și a lovit o tânără de circa 19 ani. Aceasta a fost prinsă între automobile. Ulterior, tânăra a fost preluată de ambulanță. Victima a fost internată la Institutul de Medicină Urgentă, iar responsabilii de acolo ne-au informat că a fost supusă imediat intervențiilor chirurgicale. Pe acest caz a fost pornită o anchetă.
Începând de astăzi, toate instituțiile preșcolare din Chișinău vor fi conectate la agentul termic. Până în prezent, doar 59 dintre acestea sunt încălzite. Anunțul a fost făcut la ședința săptămânală a primăriei. Dacă le menționăm pe la nivel de sector, atunci în Ciocana 18 instituții din 18, în sectorul centru 23 din 23, în sectorul Buiucani 18 din 24 și astăzi continuă conectarea la agentul termic 6 instituții din sectorul Buiucani, 19 din Botanica și 15 din sectorul Rășcani. Conform regulamentului, instituțiile publice, cât și cele private, care vor să beneficieze de căldură, trebuie să depună o cerere la Termoelectrica. Solicitarea trebuie să fie însoțită de fișa tehnică de pregătire a instalațiilor, iar în decurs de 24 de ore, clădirea va fi conectată la încălzire. Meteorologii anunță pentru următoarele zile vreme blândă, cu temperaturi de 18 grade Celsius pe timp de zi și 8 în timpul nopții. Totodată, pentru că sezonul de încălzire să fie considerat deschis, este nevoie ca timp de 3 zile consecutive termometrele să indice o medie de 8 grade Celsius. 8 persoane au fost rănite la Odessa în urma unui atac masiv cu drone și rachete asupra sudului Ucrainei. O rachetă a nimerit în centrul orașului și a creat un crater imens. Muzeul de artă inclus în patrimoniul mondial UNESCO a fost avariat, dar și toate clădirile din preajmă. Apărarea aeriană a reușit să doboare 15 drone din cele 22 lansate și o rachetă. Racheta a căzut în centrul istoric al orașului Odessa, unde a provocat numeroase pagube. Undele de șoc ale exploziei au afectat aproximativ 20 de clădiri rezidențiale din preajmă, dar și muzeul de artă, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Șeful administrației militare regionale Odessa, Oleg Kiper, a anunțat pe canalul său de Telegram că 3 persoane au primit îngrijiri la fața locului, iar alte 5 au fost internate. Presa locală scrie că astăzi muzeul de artă din Odessa împlinește 124 de ani, iar cu această ocazie în edificiu urmau să se desfășoare câteva evenimente. Porok zastosував і балістику, і Скандер М по Одесі, і Онікс, який фактично і опинився в історичній частині міста, розуміючи, що в пріоритеті ворога була припортова інфраструктура, і вона дуже близько споріднена фактично поруч з історичним центром міста, внесеним до спадщини ЮНЕСКО. Саме тому ракета влучила не в порт, а просто неподалік в один з кварталів. На жаль, був вдома, почув перші два начебто приліти або збиття, і потім вже третій, і посипалася трохи квартира, трохи люстри. І, ну, було дуже стрьомно якось так, бо раніше чув вибухи, але не так страшно було. Коли це все трапилося, я якраз тільки заходила до будівлі. Я ще й була з маленькою дитиною, і він одразу, ну, якби пригнувся, я його схватила, ми вибіжли. І вже була купа пилюки і скла. От, ми просто потім ховалися там по аркам, вибігло дуже багато сусідів. О, тут прилетіло в окошко. Я обычно здесь отдыхаю, то, що було з окна, звісно, цвіток. Стекла, это слава богу, говорю, что сын гулял, я был на кухне. На все посадные окна все вылетели. Таблетку выпили, все, сейчас поубираем. Dronele au lovit și infrastructura portuară din Odessa. Câteva depozite și echipamente speciale de descărcare au fost avariate. De asemenea, după bombardamente, au izbucnit incendii în 2 imobile, iar o casă privată din satul Usatove a fost avariată. Domnilor și domnilor, acestea au fost informațiile despre care am reușit să vă spunem până la miezul zilei. La ora 15 venim cu știri în limba rusă. Să aveți o zi cât mai reușită!